Din mod nu ne-am mai văzut. Sănătoși, dar cu coadele și cu ochii ghinii mă bucur. Aud, așa mii precuvinteți, mergi din minuni. Sărut, ochișoare. Am fost la Paris. Ne-am așezat Claude-ul la școală ca să învețe politică. Pentru că la noi, în ziua de azi, un om care nu știe politică nu plătește nici cât juțul și-a străcat care s-au vândut cu doba la București pentru plata de impozit. Și cu prilejul acesta m-am folosit și eu ca să văd lume și mari. Când mă scrie din mamușie să sunt aici la țară, la Burzoie. Și după cum vă spui, într-o dimineață, după și m-am cotorosit de aristită și de calipsuța, ne-am luat la fuseli și am spalat rutina. Paharele cu Burzoie, bărbatele, cam când mie din nas. Dar am sărutat între sprijeni ca după obișei și l-am lăsat cu purza umflată. La Galați! Am plecat cu trăsura mea și galbănă. Și cum am ajuns? Nici una, nici două, țup, în vapor, guliță, țup, după mine. Nu am lăsat ganga, țup, după guliță. Dar și vă împinge zbrie! E și vorba și cu cățăl, cu toți am plecat. Vă iert dumneavoastră? Ei, să jur că neamțul e cu dracu. Sfinte Pantelimoane, te duci ca vântul și ca gândul, ca povești, cât ai plecat, așa ajuns. Bancă baronul care călătorie cu mine m-a încredințat ca în Inglitera. Drumul de fier merge așa de iute că s-o să știi până nu pleca. Bate în vântul de baron, mare ghiduș era și nostru. Și dumnealui o șerca să mă curtenească o bucată de drum, dar nu a reușit să mă scoată din minți. Cum? Nu mă credeți? Vali, dar să n-am parte de Burzoi dacă vă spun ceva. Bani să vedeți! Acum sunt trei ani. Trecând odată, pe sub o hrubă lungă care zice tunel. Aici stai tunel. Și găsându-l în întuneric, șoacța de baron și întâi din botul ca să mă sărute. Vai, dacă mi-a întors și dat un pum, a făcut hâc și a căzut de-a rostogol în cealaltă colț al focului. Baronul, rușinat să vede de acest tropos, și-a luat catra fusului, o coborât la prima stație și-a dispărut. Împreună cu sacșorul meu de foiașul. Hait, mi-l șterzi portocalul drept suvenir. Da, asta nu e nimic, ca pe lângă și-a învățat în urmă. Plutul și-a ridiculiță. Se coborna la toate stațiile și eu îl prindem cu Ioana Țăcanca, ca nu cumva să se prăpădească. E și la o stație, pe aproape de Viena, când așteptam să se întoarcă în vagon, nu vine. Conductorul închide oblonul, clopotul de la stație sună de trei ori, mașina șoieră, trenul se pune în mișcare și guliță în ochi. Sfinte Pantelimoane! Am crezut că nebunesc! Scoat capul pe fereastră și înșep a strigat. Guliță! Ioană! Șoară! Dimoni! Tufă! Monsieur conductor! Stai oprește, înțeleg, hai! Aș! Nimeni nu mă auză. Dau cu schiul oblonul? Nu pot. Dau cu soară pe fereastră, nu în cap? Și atunci, dintr-o dată, parcă ne s-o lua vederile și-am căzut lată pe pierni. Am leșinat. Și m-am trezit, eram ajuns la Viena. Alerg la poliție, răgnesc, îți mă împăr, mă boșesc, spune și. Domn polițmaestru, mă încredințează că va face toate chipurile ca să-mi găsească odorul și când mi-l aduc și chiar cu telegram. Închipuiți-vă, boier dumneavoastră, că fără a mai da leturghii la Sfântul Mina, Guliță și Ioana sosesc bun, tefe, în saia la ote. Vai, Doamne, când i-am văzut, era să ne nebunesc de bucurie. Cât de frumos era. Și-o prima furie, am trebuit să-i poate să gălge, fricoș și roșu cu nubriții, am făcut o mărășcă de chică. Gata. În sfârșit, am ajuns la Paris. În patria lui Măsiușar. Am ajuns
pasă la un hotel de pe ulița Jofroa Marie. Adică, mi-e frig Marioane. A doua zi de dimineață, după ce am înfundat pe guliță într-un pension, am rămas liber de capul eu. Ala, deși de tânăr și are bani mulți. Acolo e pământul fără dorință și al din scriptură. Și nu găsești în el. Galerii din muzeul vrei? Ai. Monumentul vrei? Ai. Teatrul vrei? Ai. Pasajul Românica la București vrei? Ai. Eu nu le-am vestat nici pe mine, nici pe altele, pentru că m-a făcut de umblat pe la magazinii de marșandii de mod. Am fost la Madame de Sal și la Madame Favel, de ne-am comandat soarele. Pe datorie. Eh? Eu îi plătesc și eu, când ar plăti și ele în alte cucoane care au comandat. A, dar nu era sara acolo să nu merg la petrece. Am dansat chiar și cancan. Acolo am făcut cunoștință. Cum îl sunt, îi contez, știi, prințesă. Dar dintre toți care era mai cu haz, era domnul Agache Flutur. Un bărbat tânăr, doi piept, care a fost și bulindir la Ipsilant. Va. Cu dumnealui fășem supe, până la cafeneaua englezească de pe bulevard. Și râzi! Și checă-te, băi, frate! Flutur ne-a compus chiar și un cântec. Să vi-l spun? Nu, nu. Să vi-l spun, nu. Aha, că vi-l spun! Dar vă rog să rămâi între noi, vă rog frumos, ca nu cumva să afle dumnealui tăte. Vă rog din tot sufletul să rămâi între noi. Ia, ia, ascultați! Vivat mândră chirițoaie, vivat șpanchea de bârzoaie. Oaie,